Un accident grav a avut loc pe drumul ce leagă orașele Baia Mare și Dej. Două mame care se întorceau de la Dej, unde participaseră la o ședință cu părinții, și-au pierdut viața după ce șoferița a încercat să facă o depășire și a pierdut controlul volanului. Cele două femei în vârstă de 39, respectiv 45 de ani, se întorceau acasă de la o ședință cu părinții, numai că drumul lor a sfârșit tragic. La ieșire din localitatea clujeană Urișor, una din victime, care era la volan, a intrat într-o depășire, moment în care a observat că din sens opus vine un tir. Șoferița a tras dreapta de volan și a reușit să evite la timp impactul, însă a pierdut controlul volanului. Femeia nu a mai putut redresa mașina, care a fost lovită puternic de o auto utilitară care circula în spatele tirului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma impactului puternic, ambele femei au rămas încarcerate. Din nefericire, am găsit într-o mașină lovită într-un impact lateral două persoane, ambele decedate, încarcerate. Echipajul de descarcerare a reușit după aproximativ 10 minute să scoată victimele dintre fiarele mașinii. Stațiunea de pompieri deja a intervenit la un accident rutier produs pe DN1C kilometru 64 la intrare în localitatea Urișor. Cele două persoane, cele două victime din autoturismul Dacia Logan erau încarcerate. În urma lucrărilor de descarcerare s-a constatat că aceste două erau decedate. Din păcate, rănile suferite de cele două femei au fost prea grave și, în ciuda eforturilor medicilor, nu au mai putut fi readuse la viață. Din păcate, cu leziuni incompatibile cu viața, nu s-a mai putut face absolut nimic pentru salvarea decesului. Șoferul autoutilitare a reușit să iasă singur din autoturism. Acesta a primit îngrijiri la fața locului, după care a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Polițiștii au făcut cercetări la fața locului și au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cauzele producerii accidentului.